Proiectul va fi demarat pe 8 februarie, iar unul dintre scopurile proiectului este acela de a trage un semnal de alarmă în ceea ce privește starea de degradare în care se află aceste monumente istorice unice în lume. După cum știm, în Gorj au fost total 24 de cule. În prezent putem să spunem că mai există în starea lor inițială, dacă putem spune așa, decât 4. Și anume Cula de la Curtișoara, Cula Cioabă Chițescu și Acu și Casa de la Glogova, care este considerată tot în această categorie a culor intră. Muzeul Județean împreună cu Institutul Național al Patrimoniului și cu noi o să aibă o acțiune vis-a-vis de promovarea acestor cule. Știu că nu este suficient, întrucât simpla promovare fără a desfășura un program de reabilitare a acestora va duce decât la atragerea unui semnal de alarmă și atât. Și Direcția de Cultură a desfășurat astfel de activități de conștientizarea opiniei publice și autorităților despre importanța acestora. Pompiliu Ciolacu spune că proprietarii ar trebui să facă proiecte prin care să atragă fondurile necesare pentru reabilitarea acestor cule din Gorj. Desfășurarea de activități culturale și integrarea acestor cule în anumite programe de reabilitare intră mai cu seamă, în primul rând, în domeniul proprietății, proprietarilor în speță. Aceștia trebuie să desfășoare și să realizeze proiecte pentru reabilitarea acestora, cu sprijinul și cu asistența direcției. În județul Gorj, istoriografia vorbește de 24 de cule, din care astăzi, în forma originală, se mai păstrează trei obiective. Culea Cornoiu de la Curtișoala, Culea Cioabă Chintescu de la Șiacu și Culea Crăznaru de la Groșerea, comuna Ninoasa. Acestora li se poate adăuga Casa Culă de la Glogova, care s-a dezvoltat pe nucleul unei cule.